S-a instituit permanența la primăriile respective, sunt 19 primării în cod portocaliu și galben, deci nu toate pe cod portocaliu, dar s-au instituit servicii de permanență și acolo unde era cod galben. În dimineața aceasta eu am vorbit cu toți primarii, trebuie să vă spun că fiecare dintre ei și-au făcut treaba, într-adevăr, au făcut de serviciu noaptea trecută, astăzi știau foarte bine care este situația punctual fiecare la el în comună, acționaseră atât cât se poate acționa, fiecare dintre ei au materiale pregătite, au oameni pregătiți dacă este nevoie să intervină. În județul Giurgiu, situația hidrologică arată că 19 localități se află sub cod galben și portocaliu de inundații. Căderile de precipitații au determinat o creștere a cotelor râurilor Dâmbovnic, în special și Neajlov, dar și apa acumulată, care în unele locuri a început să iasă din sol. Azi după amiază, Neajlovul la Vadulat atingea o înălțime de 260 de centimetri și un debit de 100 de metri cu pe secundă. După 30 de ore, sâmbătă, între ora 18 și 24, la Călugăreni va atinge cota de inundații. De asemenea, în 5 localități au fost afectate 150 de hectare de pășun și 30 de hectare de teren agricol din Islaz. 3 curți au fost inundate la Crevedia și o anexă în comuna Roata. Nu se vor crea probleme majore. Vom avea, ca și în alte dăți, inundații, deci ieșirea apei pe terenuri, pe pășuni în general, terenuri neproductive și mai puține agricole. Se vor inunda 2-3 drumuri comunale. Debitele înregistrate în această dimineață la Călugăreni erau de 30 de metri cu pe secundă, sub cota de atenție cu 80 de centimetri. Autoritățile asigură populația că nu vor fi probleme, că apa nu va ieși din matcă și oamenii nu au de ce să se teamă. Chiar dacă cele două râuri nu ridică probleme deosebite în acest moment, la ordinul prefectului județului Giurgiu s-a instituit starea în dispozitivul de apărare. Au fost atenționate toate consiliile locale și primăriile de pe traseul acestor râuri și s-a instituit permanența la primării, în special la cele din zona pe unde trec cele două ape. De asemenea, inspectoratele județene de jandarmi și situații de urgență sunt pregătite să intervină în orice moment cu toată tehnica din dotare și cu efectivele necesare. Împreună cu doamna prefect am dispus constituirea unei rezerve de oameni care să fie pregătită să intervină imediat. În afară de ce avem noi în subunități, mai avem o rezervă de 20 de subofițeri care împreună cu un mijloc tehnic se pot deplasa imediat în zonele care necesită intervenție. Locuitorii comunelor din județul Giurgiu, pe unde trec aceste ape, nu sunt expuși inundațiilor, mai ales că pe Neajlov oamenii și-au construit gospodării pe coastă și nu în zona inundabilă. Tocmai pentru a evita aceste situații deloc plăcute, în ultimii doi ani, la Crevedia și Bucșan s-au executat lucrări de regularizare a râului Neajlov. Meteorologii anunță că în următoarele 3 zile va continua să plouă în zona de sud, iar luni și marți temperaturile vor fi de minim 7 grade Celsius și vor cădea precipitații mixte. După data de 12 martie, ploile se vor opri și vremea se va schimba treptat.